Bun găsit, dragi prieteni, mă uit și eu pe ecran să vedem ce se mai întâmplă. Într-adevăr, așa e, s-a dat un reset și am pierdut lămâia, după cum puteți vedea. În locul ei apare ceasul. A? Și o să încercăm, cine știe, în anii viitori, că astea nu se fac așa de pe o zi pe alta. Da? Deci în următorii ani, de la buget, să găsim o portocală sau o mandarină, nu știu, vedem pentru ce o să optăm. Dacă telespectatorii au idei mai bune, să ne scrie. Dar lămâia a dispărut, arată bine așa sigla aia pe roșu, ne plictisisem de vechile culori, după cum vedeți, este o grafică nouă, foarte bine. Până la urmă, asta e cât puteam să fim de acri, la nesfârșit aceeași acreală. Probabil că e un semn că va trebui să fim mai cumpătați și este și firesc că lumea către asta tinde, la o lume aseptică în care, până la urmă, cu toții o să fim cu botul pe labe, peste ceva vreme și nu o să mai spunem decât clișee dintr-o parte într-alta a societății. Asta nu e o problemă românească, e o problemă de nivel global. Și sigur că va trebui și noi, până la urmă, să admitem acest lucru, da? Așa cum și legile sunt făcute, până la urmă, ca să fie respectate, chiar dacă sunt proaste, alt reper nu avem. Vom încerca și noi, la un moment dat, să fim solidari cu toată lumea și să fim politicoși, să dăm binețe și când intrăm și când ieșim, că așa se cade. Bun, deocamdată, e cazul, nu o să începem chiar de astăzi cu aceste bune maniere, dar să știți că vom ataca un subiect delicat, și anume întâlnirea la Washington a șefului Antenei 3, Mihai Gâdea, atenție, cu fostul mare responsabil american, fostul ministru al apărării Donald Rumsfeld, Gâdea întâlnindu-se în capitala Statelor Unite cu distinsul personaj, sigur într-o vizită din care mai făceau parte, după cum deja știți, Dan Mihalache, șeful Cancelariei Prezidențiale, Alina Gorghiu, copreședinte PNL, și, atenție, proaspătul ei soț, Lucian Isar. Doamna Gorghiu n-a fost lăsată singură la Washington de domnul Isar, un fel de lună de miere de lucru pentru noul cuplu, însă nu te căsătorești chiar în fiecare zi, o să vedeți imediat, și doamna Gorghiu este femeie până la urmă, are și ea slăbiciunile ei. Ei bine, cei de la Antenă vor să-și inducă iarăși modestul și subțirele public în eroare, anunțând cu surle și trâmbițe că, de fapt, Gâdea avea întâlnire cu faimosul fost ministru al apărării american și că asta fusese, practic, pe ordinea de zi, pe agenda de lucru în această deplasare. Evenimentul zilei, până la urmă, a aflat că nu s-a întâmplat chiar așa și că aceste acțiuni au fost organizate la comun. Donald Rumsfeld nu avea nicio întâlnire pe agendă cu Mihai Gâdea. El avea o întâlnire cu o delegație din România. În această delegație putea să intre și Nelu Barbu, teoretic. Deci asta nu-l deranja pe Donald Rumsfeld. Alina Gorghiu era acolo, Iulian Dumitrescu și Benoni Ardelean, senatori. Mihai Gâdea, evident, s-a plasat și el acolo ca să avea timp, în primul rând. El este delegat peste tot în lume unde se poate plimba un pic, nu se plimbă pe banii lui, posibil chiar pe banii PNL-ului de data asta.